Mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea sa, mulțumim Domnului pentru dragostea frățească. Dragilor, continuăm această discuție și vreau să menționez că niciun pasaj din Cartea către Galateni nu este mai cunoscut pentru lumea creștină, pentru urmașii Domnului Iisus Hristos, pentru copiii de la departamentul copiilor ca Galateni 5 cu 22 și 23. Este cel mai cunoscut pasaj din această carte. Rodul Duhului Sfânt. Cei mai mulți îl cunoașteți pe de rost. Nici un pasaj din Biblie nu prezintă contrastul mai clar între firea pământească a omului și viața omului nou în Hristos, ca capitolul 5 din Cartea Galateni. Iată, dar discutăm în această vară despre acest capitol, discutăm despre aceste virtuți, despre aceste trăsături de caracter. Fiecare dintre noi avem ce învăța și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin? Apostolul Pavel a început să scrie, da, Galateni 5 cu 22-23 și el începe cu aceste cuvinte: rodul Duhului dimpotrivă este. Și înainte să menționez, să parcurgem primul rod al Duhului, care este dragostea, aș vrea să menționez, să spun ceva despre rod. Și vreau să dăm la o parte confuzia. Rodul Duhului și darurile Duhului nu sunt unul și același lucru. Unii confundă rodul cu darul. Se mai roagă: Doamne, îmi lipsește dragostea, mă rog și te rog să-mi dai darul de a iubi. Nu există așa dar de a iubi. Pentru că darul este cadoul lui Dumnezeu fără de contribuția noastră. Dumnezeu dă un dar și El acționează, funcționează cum voiește, când voiește, prin cine voiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Când e vorba despre rodul Duhului Sfânt, implică atribuția mea. Este vorba despre trăsăturile de caracter ale mele în combinație cu Duhul Sfânt care rodește prin mine, rodește prin tine, rodește prin noi. De asemenea, rodul niciodată nu este pentru mine și nu este pentru tine. Toate acest rod pe care îl vom discuta din Galateni, capitolul 5, pe parcursul acestor duminici, nu mă privește pe mine. Eu să mă iubesc pe mine. Mă uit în oglindă și, frate, te iubesc. Da? Niciun rod nu este pentru mine. Rodul este pentru alții. Apoi, rodul este un singur rod. Nu sunt mai multe roduri. Este un singur rod, ca și o floare care are mai multe petale. Aceasta este floare. Dacă îi scot petalele de pe ea, dacă îi smulg petalele, nu vei putea spui: am o floare și-n frumoasă. Nu-i frumoasă. Dacă îi scot petalele, îi smulg petalele, ea nu mai devine frumoasă. Ei, este un singur rod, ca o floare, și care, bineînțeles, Dumnezeu vrea ca prin noi să genereze, să se dezvolte și să oferim aceste trăsături de caracter spre alții. Apoi, rodul depinde de calitatea solului, da? Inima mea este solul. Cât de mult îi permit Duhului Sfânt să prelucreze acest sol? Pentru că eu trebuie să am grijă de el. Trebuie să am grijă de solul meu. Și bineînțeles, rodul înseamnă creștere. Rodul înseamnă, caracterizează creșterea. Acest rod trebuie să crească, să se dezvolte, dragostea să se dezvolte și celelalte trăsături. Ei, astăzi discutăm despre dragoste și vreau să vă întreb, ce vă vine în minte primul lucru atunci când vă gândiți, când auziți cuvântul dragoste? Mă gândesc eu la copii acum, copiii când aud dragoste, probabil că se gândesc la dragostea aceea permisivă a părinților, da? Dragostea înseamnă să-mi permită părinții să mănânc ciocolată cât doresc eu. Sau înghețată, da? Să mă umplu de înghețată. Dacă mama sau tata intervine, nu se poate, nu mă iubește, la alți copii, li se permite și așa mai departe.
Eram băiat, eram încă adolescent, mi-aduc aminte că tata mi-a interzis categoric să merg la scăldat, la iaz, la scăldat de unul singur. Categoric! De câteva ori a avut discuție foarte severă, dură cu mine și a spus: niciodată nu pleci la scăldat fără mine. Ai înțeles? Și eu mă gândeam, ce rău tata am. Aceilalți băieți din Mahala se duceau de 3-4 ori la scăldat pe zi. Nu, nimeni nu le cerea socoteala, nu cereau de la părinți permisiunea. Numai eu trebuia să mă rog, să țin de tata, hai te rog, vreau la scăldat. Și el îmi spunea, oh, de seară, probabil că la ora 8 ne ducem. Și eu, concluzia mea era de fiecare dată, nu mă iubește tata, uite pe ceilalți îi iubesc. Întrebarea mea este, mă iubea tata sau nu? Fiindcă mă iubea, el înțelegea din ce motiv făcea acel lucru, pentru că știu că trecea vara și în acea vară cineva își pierdea viața prin înec în iaz. Din acest motiv, dragostea lui îl determina să ia anumite decizii. Apropo, când doamnele aud cuvântul dragoste, oare la ce se gândesc ele? La o îmbrățișare din partea soțului? Mă ajută la bucătărie? Ține copilul mic când plânge, da sau nu? Dar o domnișoară la ce se gândește? Probabil că la o floare, nu? Ce înțelegem noi până aici, da? Că dragostea este prima virtute a vieții de credință, a vieții creștine, dragii mei. Atunci când noi ne uităm la cruce, care este simbolul creștinismului, de fapt ar trebui să văd în spatele crucii nu doar suferință, moarte, ci să vedem dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a dat la moarte pe Fiul. Acolo, de fapt, s-a demonstrat cea mai mare dragoste din univers. Pentru că poți să te sacrifici, dar fără dragoste. Poți să trăiești și să faci anumite lucruri fără de dragoste. Dar Dumnezeu l-a dat la moarte și Iisus a mers la moarte din dragoste. Crucea nu înseamnă doar tortură, nu înseamnă doar moarte, suferință. Crucea înseamnă dragostea perfectă, măreață, eternă a lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Mărit să fie Dumnezeu. Apoi, dragostea este esențială, se spunea, este cea mai mare. Dintre cele trei, nădejdea, credința și dragostea, dragostea este cea mai mare. De ce? Pentru că ea va fi și în cer. Ea este eternă. Credința și nădejdea nu vor fi în cer. Nu va fi nevoie de ea, pe când dragostea va fi în cer. În limba greacă este foarte clar acest sens, această noțiune, acest cuvânt. Când grecii scriau despre dragoste, ei își alegeau cuvântul potrivit ca să redea acel fel de dragoste la care se referea. Și vreau să vă prezint ce spuneau grecii, pentru că în limba greacă a fost scris Noul Testament. Iată că în greacă grecii foloseau câțiva termeni foarte clari referitor la dragoste. Primul termen este filia, care înseamnă o dragoste relațională. Este o dragoste reciprocă între două persoane. Ne facem bine reciproc, ne respectăm reciproc, ne iubim reciproc, avem intenții bune unul față de celălalt, acțiune plină de tandrețe și de dragoste față de o persoană de lângă mine. Da? Acest timp de dragoste, când întâlnește un obstacol, ea se schimbă. De ce? Pentru că ea ține atâta timp cât tu mă iubești. Dacă tu mă iubești, eu te iubesc. Dacă tu mă respecti, eu te respect. Dacă tu ai intenții bune față de mine și-mi ești loial și ești prietenul meu, eu la fel voi fi prietenul tău. Dar dacă apare un obstacol, o problemă micuță, încep să mă schimb față de tine, tu față de mine. Și de fapt, acest tip de dragoste are o definiție, da? Sau un motto care spune, este: dacă mă iubești, eu te iubesc. Te iubesc atâta timp cât tu mă iubești. În momentul când nu mă iubești, nu te voi iubi. Este o dragoste condiționată. Nu la aceasta se referă dragostea despre care vorbim în rodul Duhului Sfânt. Apoi, al doilea tip de dragoste, grecii spuneau la această dragoste, dragoste familială, storge. Este o dragoste între membrii familiei, între tată și copii, între mamă și copii, între soț și soție, între copii și părinți.
Da, este această dragoste naturală așezată în noi. Și această dragoste naturală este importantă. O mamă, părinții fac orice pentru copiii lor. Sunt în stare să facă orice. Aceasta este o dragoste naturală, care ni se dă natural. Și Domnul Iisus Hristos spunea, referindu-se la această dragoste, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată așteptați? Pentru că și păgânii iubesc la fel. Noi ne iubim cercul nostru de prieteni, ne iubim doar familia noastră. Am toate intențiile bune pentru casa mea, pentru copiii mei, pentru soțul meu, soția mea. Tot ce mă preocupă este să mă gândesc la ei și la bunăstarea lor. Nu la acest tip de dragoste se referă rodul Duhului, când vorbim despre roada Duhului. Și ca moto, acest tip de dragoste are te iubesc pentru că natura îmi cere să te iubesc. N-am cum să te nu iubesc. De ce? Pentru că voi sunteți din mine. Mama este gata să ierte de 1000 de ori pe copilul ei. De ce? Pentru că a ieșit din mine, este natura mea, este expresia dragostei mele. Iată de ce mergem până la sacrificiu, dar pentru ai noștri. Ne sacrificăm totul doar pentru ai noștri. Nu la acesta se referă dragostea lui Dumnezeu, dragostea ca rod al Duhului. Apoi, un alt tip este eros, numită și dragostea romantică, cuvânt care descrie dragostea fizică între un bărbat și o femeie, ceea ce implică neapărat intimitatea. Apropo, vreau să știți că acest cuvânt nu este găsit în Noul Testament, pentru că acest tip de dragoste descrie dragostea senzuală și nu sentimentală, nu acțiuni concrete. Din acest motiv, această dragoste ca și motou are te iubesc ca să-mi satisfac propriile mele dorințe. Este o dragoste egoistă, egocentrică. Fiți atenți, băieți, fiți atenți, fetilor, atunci când auziți despre dragoste, te iubesc, spune un băiatul la o fată, trebuie să fii clară, să înțelegi la ce tip de dragoste se referă el. Așa? Și ultimul cuvânt care exprimă dragoste este agape, dragoste altruistă, necondiționată. Descrie cea mai înaltă formă de dragoste posibilă în univers. Dumnezeu este dragoste, se referă la acest tip de dragoste. Are ca scop urmărirea celui mai mare bine pentru toți oamenii, nu este doar pentru o categorie, îi implică pe toți oamenii în această dragoste. Abilitatea de a iubi și pe cei care sunt greu de iubit. Ați întâlnit oameni greu de iubit? Sunt oameni greu de iubit? Sunt sau nu? Sunt! Nu știm dacă noi suntem din acea categorie. Sunt oameni greu de iubit, greu de acceptat. E, dragostea aceasta îi implică pe toți. Și motoul acestui tip de dragoste este te iubesc, pentru că nu pot să nu te iubesc. Pentru că natura mea mă generează această dragoste. Natura mea mă determină să ofer dragoste. Și astfel de dragoste, ca și rod al Duhului, Dumnezeu vrea să ofere, să dezvolte, să aibă prin noi, să genereze în viața noastră ca și oameni credincioși. Deci, dragostea ca rod al Duhului este diferită de cea omenească, pentru că cea omenească este naturală, limitată, doar la o anumită categorie. Este o dragoste altruistă, care nu așteaptă să-i facă ceva înapoi, implică pe toată lumea, se gândește doar la binele tuturor și celorlalți. Este o dragoste nemeritată și o dragoste jertfitoare. Acum, am putea să vorbim încă mult despre dragoste, dar știți, n-am cum să nu includ în acest mesaj, când vorbim despre dragoste, să nu includ ceea ce a spus Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel când a descris dragostea. Și eu cred că acolo e vorba despre dragoste ca rod al Duhului, pentru că aceea este dragostea lui Dumnezeu, dragostea divină. Apostolul Pavel a scris un capitol întreg despre dragoste, definind dragostea, dar nu atât definiție cât caracteristica dragostei. Să descrie dragostea lui Dumnezeu, dragostea ca rod al Duhului Sfânt, care trebuie să rodească prin viața mea, prin viața ta, prin viața fiecăruia dintre noi. Deci, citim în 1 Corinteni, capitolul 13. Dragostea este răbdătoare și plină de bunătate. Vei întâlni mulți oameni care, într-o relație, rabdă, da?
În familie rabdă, soțul își rabdă soția, soția își rabdă soțul. Răbdăm șeful de la serviciu, răbdăm studentul care nu se pregătește, răbdăm diferite circumstanțe în viață, dar ca să rabd și în același timp să ofer bunătate, nu mi se dă natural. Ca cineva să îți facă rău, să se poarte rău, da, tu poți să rabzi, tu poți să o pui pe această, da, să pui în priză răbdarea ta, dar nu vei putea să folosești bunătatea. Iată, rodul Duhului generează inclusiv bunătate. Te gândești la bine la acea persoană, te rogi, binecuvântezi, ești în stare să-l ajuți, ești în stare să-l înțelegi, ești în stare să-i faci bine. Și Apostolul Pavel continuă, ia dragostea, nu este invidioasă, nu se laudă, nu se manifestă arogant, nu încalcă regulile bunului simț, nu își urmărește interesele proprii, nu se supără și nu se gândește la ce este rău. Dragostea nu se bucură de nedreptate, ci este preocupată cu satisfacție de adevăr. Ea suportă mereu consecințele, crede totdeauna, speră totdeauna și are o totală răbdare. Și ultima frază pe care vreau să o citesc împreună cu voi, dragostea nu se sfârșește niciodată. Haideți să spunem împreună, doi și... Dragostea nu se sfârșește niciodată. Pentru că dragostea nu se sfârșește niciodată, vreau să rețineți, dragostea face minuni. Dumnezeu ne-a câștigat inima și viața prin dragoste. Spuneți amin. Dumnezeu ne-a cucerit cu dragoste. Dacă nu era dragostea lui Dumnezeu și doar dreptatea, legea, judecata lui Dumnezeu, vă spun eu că noi nu răspundeam lui Dumnezeu cu bucurie, cu plăcere. Am înțeles că cineva sub soare ne-a iubit mai mult decât ne putem imagina noi. Și dragostea aduce vindecare relațiilor. Dragostea face minuni, transformă oamenii. Dragostea, ea cicatrizează situațiile dificile în viață. Dragostea îi face pe oameni să dea din nou mâna unul cu altul și să dea iertare reciprocă. Dragostea are ca scop binefacerea, binele celuilalt, grija pentru celălalt. Ea generează această dragoste altruistă. Mă gândesc la binele tău la fel de mult ca la al meu. La un pastor a venit o familie, un cuplu, și a spus, pastore, nu ne mai putem răbda. Probabil că zilele căsătoriei noastre sunt limitate, sunt numărate. Nu mă pot împăca cu soția. Soția a spus, și eu nu mă pot înțelege cu soțul. El nu mai este cel care a fost altădată. El a spus, ba da, tu te-ai schimbat prea mult, nu mai ești cea cu care m-am căsătorit. Și în prezența pastorului, cei doi au început să se certe. A spus, până aici, eu nu-i mai dau nicio șansă acestui bărbat, spune ea. El îi spune, ba da, eu nu-ți dau ție nicio șansă, ca tine găsesc multe. Și era o situație destul de încordată. Și atunci pastorul a zis, vreau să vă rog un singur lucru, vă rog, un singur lucru vă cer. Nu trebuie să faceți mai mult nimic, nu vă voi cere niciodată două lucruri, unul lucru, promiteți că faceți. Și ei în cele din urmă au spus, facem. Și pastorul le-a cerut acestor soți să scrie pe un carton 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4 până la 8. Și i-a rugat timp de 3 săptămâni și el și ea, dimineața și seara, să citească de pe acel carton aceste versete despre dragoste. Și ea în fiecare dimineață se scula, a promis. Și în fiecare dimineață se scula și citea, dragostea este răbdătoare, plină de bunătate, nu este arogantă, nu încalcă regulile bunului simț, nu urmărește interesele proprii, nu se supără și nu se gândește la rău, dragostea crede totul, nădăjduiește totul, speră totul. Dragostea nu va pieri niciodată. El se trezea dimineața, citea același lucru. Pe perioada 3 săptămâni și unul și altul a început să citească pentru el. Ce este dragostea?
și Dumnezeu i-a cercetat într-un mod deosebit și a înțeles problema, cauza pentru care este ceartă, pentru că în momentul când eu pretind că am dreptate și tu pretinzi că ai dreptate și când eu vin cu egoismul meu și tu cu egoismul tău, când eu n-am răbdare și nu-ți ofer iertare, să știți că nu se întâmplă minuni. Și când au citit și ei au înțeles că dragostea este atât de esențială pentru viața lor de familie și fără de ea nu va funcționa absolut nimic în viața lor, ambii și-au cerut iertare și s-au împăcat ca și familie. A venit la soț și a spus, a venit la pastor și a spus, pastore, totul e rezolvat. Totul e rezolvat. Slăviți să fie Domnul! Dragostea rezolvă relațiile. Dragostea face minuni. Ei, cum putem avea această dragoste? Cum putem avea această dragoste? Până acum am văzut cât de importantă ea. Am clarificat ce tip de dragoste se referă Dumnezeu. Am înțeles ce fel de dragoste trebuie să se arate prin caracterul omului credincios. Dragostea agape, jertfitoare, altruistă. Cum o putem avea? Răspunsul este simplu. Odată cu mântuirea mea, cu salvarea mea, cu salvarea ta. Ascultați, oameni buni, în momentul când eu îmi deschid inima la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu produce credință în inima mea. Credința aceasta mă ajută să fac următorul pas, să mă pocăiesc, să mă dedic viața lui Dumnezeu, să-mi dedic viața lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele mele. Și în momentul când îmi deschid inima și îi cer Domnul Iisus Hristos să intre în viața mea, îl declar ca Domn și Mântuitorul vieții, sufletului meu, în mine intră și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iisus nu vine singur, Iisus vine cu Duhul Sfânt. Iar lucrarea lui Duhului Sfânt este să mă ajute, să producă în mine această speranță, salvare și transformare. Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu produce transformarea vieții mele. Asta înseamnă nașterea din nou. Produce o făptură nouă. Se naște în Duhul meu, în interiorul meu, un om nou în Hristos. Și când Duhul Sfânt vine în tine și vine în mine, El începe prin omul cel nou în Hristos, prin caracterul Lui, să producă caracterul Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt nu rodește singur, Duhul Sfânt rodește prin mine și prin tine, prin caracterul meu și caracterul tău. Este caracterul omului nou în Hristos, pentru că caracterul omului vechi, trăsăturile omului vechi, noi le-am citit mai sus. Invidia, gelozia, mânia, curvia, îmbuibările, toate destrăbălările posibile și acestea sunt faptele omului natural, carnal, care nu a experimentat pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu. În momentul când Duhul Sfânt pătrunde odată cu credința mea în Domnul Iisus Hristos, pătrunde în mine, începe să genereze prin mine, împreună cu mine, colaborez cu Duhul Sfânt pentru a genera această dragoste care este dumnezeiască. Și oamenii, vă spun, când se împacă cu Dumnezeu, primul lucru ce le vine lor atunci când experimentează dragostea lui Dumnezeu este să meargă acasă, să-și ia iertare. Dacă sunt persoane din familie, dintre rude, prieteni, vecini, cunoscuți, cu care n-a vorbit ani de zile, le vine dorința lor deja naturală să-și spună, îmi cer iertare. Atâta vreme n-am fost în regulă, n-am discutat cu tine, nu te-am iertat, n-am avut treabă cu tine, te-am evitat, acum te rog să mă ierți și te iert, pentru că Dumnezeu este dragoste, lăudat să fie Dumnezeu. Deci care este primul pas în acest domeniu? Este să-mi dedic viața lui Iisus. Nimeni nu poate să aibă rodul Duhului, să aibă dragoste dacă nu-L are pe Iisus în interior. Vreau să fie clar, dacă L-ai pe Iisus, tu ai iertarea și salvare. Dacă L-ai pe Iisus în inima ta, tu ai pe Duhul Sfânt în inima ta. Dacă L-ai pe Duhul Sfânt,
ai transformarea vieții. Dacă ai transformarea vieții, ești copilul lui Dumnezeu și născut din nou. Dacă ești născut din nou, tu ai rodul. Primul rod începe să rodească prin tine, care este dragostea. Și aceasta trebuie să o creștem, să o dezvoltăm, pentru că noi trăim în dragostea lui Dumnezeu, ne hrănim din dragostea lui Dumnezeu și oferim dragostea lui Dumnezeu. Și fac invers. Dacă nu ai rodul Duhului, nu ai pe Duhul Sfânt. Dacă nu ai pe Duhul Sfânt, nu ai nașterea din nou, n-ai transformarea. Dacă nu ai transformarea, nu ești copilul lui Dumnezeu. Dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, nu ești salvat. Dacă nu ești salvat, nu l-ai pe Iisus. Dacă nu l-ai pe Iisus, nu ai împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile stau foarte clar în Scriptură. Din acest motiv, Dumnezeu ne invită ca noi să acceptăm dragostea sa și El vine în viața noastră pentru a nobila caracterul nostru, pentru a oferi, pentru a trăi trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu. Începem să iubim cum iubește Dumnezeu și ne păzim, respingem atunci când firea noastră veche vine și ia pentru a mă provoca să invidiez, pentru că nu trăiesc în firea veche, ea va dori să se manifeste. Și atunci Pavel spune, fiți cârmuiți, călăuziți de Duhul Sfânt, nu de firea pământească. Ascultați de Duhul Sfânt, nu de firea pământească, pentru că firea pământească va încerca chiar în omul nou Hristos să invidieze, să vorbească de rău, să bârfească, să facă rău, să judece, să critique, să fie egoist. Nu, ascultăm de Duhul Sfânt. Din acest motiv vă rog, în acest moment vreau să mă rog pentru cei care doresc să-și dedice viața Domnului Iisus Hristos chiar acum, ca să intre în inima ta Iisus, salvarea sa și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să înceapă minunea de astăzi în viața ta. Te rog să închizi ochii, să pui mâna pe inimă și să rostești cu voce tare. Tată din ceruri, eu îmi dedic viața ție astăzi. Cred că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele. Te rog să mă ierți de toată vina mea. Îl invit pe Domnul Iisus Hristos, Stăpân și Domnul vieții mele. Te rog, transformă-mi viața. Vreau să fiu copilul tău. Vreau să invit pe Duhul Sfânt în inima mea. Duhule Sfânt, transformă inima și viața mea. Eu vreau să trăiesc cu Tatăl meu ceresc de astăzi. Îți mulțumesc că Tu faci o minune chiar acum cu mine. Îmi ierți vina păcatelor mele. Îmi schimb viața mea și mă primești în împărăția Ta. Te declar pe Tine ca Domn și Mântuitorul vieții mele și voi trăi în dragostea Ta prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Felicitări! Haideți să aplaudăm pe toți cei care astăzi dedică viața lui Dumnezeu. A doilea pas este cultivă intenționat disciplinile spirituale. Domnul Iisus Hristos spune așa, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod. Adică, cine nu este în mine și eu nu sunt în el, nu are rod. Este simplu. Iisus a spus, cine rămâne în mine, cum rămânem în el? Cum rămânem în dragostea lui? Noi facem o prioritate din cuvântul lui Dumnezeu, citim Biblia, la Filadelfia toată lumea citește Biblia, cel puțin câteva capitole pe zi, unde noi ne hrănim credința noastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Ia ce face, cuvântul acesta ne menține relația noastră cu Dumnezeu, apoi ne rugăm, dăm o prioritate rugăciunii, sâmbătă avem o oră de rugăciune, venim aici cu plăcere, ne rugăm acasă, ne rugăm împreună, noi trăim o viață în prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Noi cultivăm aceste discipline spirituale. Ce mai facem? Noi nu neglijăm niciodată grupurile, noi suntem conectați unii cu alții relațional, noi ne sfătuim împreună, noi ne zidim împreună, noi participăm la un grup împreună, noi trăim viața cu Dumnezeu într-o comunitate care este Biserica Filadelfia, noi postim, noi ne place de Dumnezeu și totul ce facem pentru El niciodată nu este greu, pentru că Dumnezeu este dragoste și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Deci,
rodul certifică rămânerea mea în Hristos. Dragostea și celelalte certifică, demonstrează rămânerea mea în Hristos. Apostolul Pavel spune, cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în regulă cu Dumnezeu. Pentru că nu doar botezul certifică că sunt în regulă cu Dumnezeu, nu mersul la biserică, toate acestea sunt atât de importante. Dar Dumnezeu vrea să uite la caracterul tău, caracterul meu, comportamentul tău, comportamentul meu, la virtuțile noastre. Pentru că noi, ce facem? Noi trăim și devenim tot mai mult asemănător Domnului Iisus Hristos. Hristos, prin Duhul Sfânt în noi, se manifestă în lumea aceasta prin dragoste, bucurie, pace și celelalte. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin? Și al cel de-al treilea lucru, urmărește dragostea ca și rod al Duhului. Urmărește dragostea. Ei, scrie-o un cartonaș și pentru tine, pune-l în buzunar. Și atunci când te plângi că nu ai răbdare, când te plângi pe cineva, citește dragostea, este răbdătoare, plină de bunătate, nu este arogantă, nu se gândește la sine, iartă totul, crede totul. Ei, hrănește, urmărește dragostea ca și rod al Duhului, fă bine, dezvoltă. Manifestă dragostea altruistă din tine față de ceilalți, pentru că dragostea lui Dumnezeu niciodată nu este egoistă și nu se referă la un sentiment. Este o dragoste în acțiune, este o dragoste jertfitoare, este o dragoste care se gândește la binele celorlalți într-un mod concret. Rezultatul umblării noastre cu Hristos de zi cu zi este manifestarea caracterului, a trăsăturilor de caracter, a vieții mele de fiecare zi, la serviciu, la școală, pretutindeni, în casă, în familie, oriunde manifestă acest rod al Duhului. Dar în mod special nu pierd nicio ocazie când îmi vin așa oportunități. Atunci mă unesc cu toți cei ce iubesc pe Domnul din toată inima și facem o diferență pentru Dumnezeu și pentru oameni în această lume. Dumnezeu să ne binecuvânteze la această amin.